Cinci cascadori din Germania au oferit publicului o adevărată demonstrație de curaj. Cel mai tânăr dintre ei are doar 5 ani. Au făcut drifturi cu mașini și boliți de sute de cai putere. Publicul a primit doza maximă de adrenalină când șoferii au trecut prin foc. Pentru ca spectacolul să fie cât mai credibil, au implicat și publicul în cascadorii. Doamnelor, o experiență de neuitat, a fost foarte frumos, o experiență minunată. Mi-au tremurat puțin picioarele în mașină, dar superb. De departe, cel mai așteptat moment a fost trecerea prin flăcări. Cum a trecut cu actele pe foc. Pe foc. Și răsturnarea cu mașina. Extraordinar. Ce v-a plăcut? Un show de zile mari. Ce v-a plăcut cel mai mult? Absolut totul. Totul a fost fantastic. M-a plăcut cum s-a răsturnat. Ce s-a răsturnat? Mașina. Spectacolul a ținut 80 de minute. Pentru final au fost păstrate cele mai spectaculoase cascadorii. Un show susținut de o trupă de cascadori profesioniști din Germania, care s-au pregătit 10 și sute de ore pentru ca totul să le iasă perfect. Echipa de cascadori vine din Germania și a început un turneu european în orașele României. Într-o beta turnul Severin vor fi până duminică seara. În fața dumneavoastră, fantazia!